Pregătirea pentru nou an bisericesc o facem prin acest modul legat de delicata temă a închinării. Nu cred că puteam găsi un subiect mai controversat și mai important ca acesta. Poate doar darurile spirituale și Apocalipsa suscită o intensitate emoțională mai mare. Dacă vrei să-i învrăjbești pe oameni, ține o serie de predici pe tema închinării. Sunt de-a dreptul uluit câtă patimă, ostilitate și dezbinare poate să producă un asemenea topic. Și tendința e ca fiecare să-l abordeze de pe o poziție absolutistă, tranșantă și inflexibilă. Că toți ceilalți ar trebui să accepte fără crâcnire ceea ce spun eu, pardon, ceea ce spune Dumnezeu pe subiectul acesta. Și iată gândul de la care vreau să plonjăm în subiectul închinării. Subiectul care ar trebui să ne unească nu face decât să ne divizeze și mai mult. Unde să fie problema? De ce am devenit atât de pătimași? Cu toții avem același Tată, Mântuitor și Duh care ne însuflețește. Și atunci, pentru ce ne certăm? Cu siguranță, problema nu poate fi la Dumnezeu, ci doar la înțelegerea noastră precară și limitată. Iată un bun exercițiu de la care merită să pornim. Nu o să putem face în public lucrul acesta, dar la nivel mental, care e primul lucru care îți vine în minte atunci când auzi cuvântul închinare? La ce te gândești? S-ar putea ca acel lucru să decodifice cel mai bine orientarea, punctul de plecare cu privire la acest subiect. Muzică, rugăciune, scriptură, duminică, conservator modernist, solitudine, mersul la biserică, tradiție, inovație, rugăciune. Nu întâmplător, subiectul care deschide noua serie se intitulează Perspectiva închinării. Orizontul sau teologia închinării ne propune abordarea care trebuie să ne aducă armonizare și nu polarizare. Cuvântul perspectivă știu că pentru mulți induce un iz filozofic și nerealist, dar vă asigur că lucrurile stau exact pe dos. Nevoia critică de perspectivă este la lumină din această zicală pe care ați auzit-o. Dacă singurul obiect pe care l-ai în mână este un ciocan, toate lucrurile din jur ți se vor părea cuie. Observ cât de mult te setează perspectiva din care pleci, din care te orientezi spre un anumit subiect, indiferent care ar fi acesta. Dacă ar fi să mă gândesc la două stări care cred că ne induc cel mai bine subiectul și tema lui, este subiectul îndrăgostirii și o priveliște care îți taie efectiv răsuflarea, un tablou, o sculptură sau o priveliște undeva la munte. Sentimentul îndrăgostirii îți colorează toată realitatea, tot ceea ce faci, tot ceea ce gândești, este influențat de acea trăire interioară. La fel se întâmplă în momentul în care ajungi în fața unei realități care efectiv te blochează și te invită la o perioadă de tăcere, de contemplare. Nu o să uit când am urcat prima dată pe Negoi împreună cu un grup de tineri. Lucru care m-a surprins prima dată a fost tăcerea care s-a instalat. După ce tot drumul vorbeau unul cu celălalt, am rămas șocat că dintr-o dată s-a lăsat o tăcere supărătoare. Erau uimiți. După o perioadă au început să fredoneze o doamnă mare când privesc eu lumea. Vă mărturisesc că niciodată n-am cântat această piesă cum am cântat-o acolo. Observați, o priveliște, o anumită realitate te invită, te intrigă. Cu alte cuvinte, închinarea este dimensiunea hotărătoare ce ne colorează, ce ne guvernează viața. Fiecare este un închinător.
Ceea ce diferă este obiectul devoțiunii noastre. Ceea ce cred eu, ceea ce cred alții, imaginea proiectată pe rețelele sociale, plăcerea, succesul, lucrurile materiale și lista ar putea continua. Nu știu care este pentru voi cel mai revoluționar text din Scriptură cu privire la închinare. Pentru mine a rămas ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 12, versetele 1 și 2. Vă îndemn, foarte interesant cuvânt, deci, fraților, și ca să eliminăm orice suspiciune, femeile erau incluse în această formă de adresare pentru îndurarea. În original există un plural care s-ar traduce pentru dovezile nenumărate, fără de număr, ale îndurării lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o închinare adecvată sau rezonabilă. Să nu vă conformați acestui viac, ci să vă lăsați transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Probabil pe parcursul mesajului din această dimineață ne vom putea clarifica lucrurile alea revoluționare, intrigante, pe care le conține acest text. Așadar, ce este închinarea? La această întrebare răspunde perspectiva. Cum o înțelegem? În primul rând, închinarea nu-i un impuls, ci este un răspuns. Nu vine de la tine, nu este inițiativa ta, nu-i o invenție, ci o revelație. Închinarea nu începe cu noi și nu se termină cu noi. Mai exact, noi receptăm o realitate și oferim un răspuns. Ca să vedeți ce punct sensibil atinge închinarea într-o zi în care celebrăm frângerea pâinii, spre exemplu, gândul care stă în fața noastră ar putea fi acesta. Dacă Dumnezeu s-a turnat până la ultima picătură ca să ne salveze, tu cum îți imaginezi închinarea pe care o aduci? Ce închinare ar merita un astfel de Dumnezeu? Ce mă costă pe mine? Cum răspund eu la tot ceea ce a făcut Dumnezeu? Vă aduceți aminte de cuvintele lui David? Cum îi voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste? Vă îndemn, deci, fraților. Acest cuvânt, vă îndemn, ne poate induce cu ușurință în eroare. Și sunt mulți teologi care se întreabă și comentatori care e diferența dintre poruncă și îndemn. Era mult mai normal ca în punctul acesta de cotitură în epistolă, Apostolul Pavel să zică, vă poruncesc. Este dovedit că între îndemn și poruncă nu există nicio diferență. Are aceeași valoare etică, morală. Ceea ce diferă este libertatea absolută pe care Pavel ți-o dă. Și spune, aducerea trupului ca jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, nimeni nu ți-o poate pretinde în viața asta. Nici Dumnezeu nu ți-o pretinde. Tu de bună voie, înțelegând, descoperind, realizând tot ceea ce a făcut El pentru tine, o vei putea face la momentul potrivit. Însă aceasta înseamnă să poți aprecia în adâncul ființei tale tot ceea ce a făcut El pentru tine. Vă mărturisesc sincer, un lucru care mă îngrijorează cu privire la inima mea când vin la momentul frângerii pâinii este cum reușesc să îmi pregătesc un răspuns de recunoștință genuină, pură. Aia e recunoștința care ajunge la Dumnezeu și care ne vindecă, care ne face bine nouă. Este recunoștința autentică cu care ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și care ne influențează. Iar pentru a putea aprecia nevoia, trebuie să fii înzestrat cu o receptivitate spirituală minimală. Se poate cultiva așa ceva? Cu siguranță, rugându-ne să nu ne împietrim
și să nu ne pierdem sensibilitatea spirituală. Atât de mult îmi place rugăciunea lui Bartimeu în momentul în care Hristos îi pune întrebarea: ce vrei să-ți fac? Răspunsul lui este mult mai profund decât ne imaginăm noi astăzi. Să-mi capăt vederea. Oare ce s-ar întâmpla dacă am vedea realitatea cu ochii lui Dumnezeu? În al doilea rând, închinarea nu-i o modă, ci un mod de viață. Închinarea este translatarea Evangheliei în viața de zi cu zi. Momentul de cotitură în epistole, exact asta semnalează. După cele două versete, vom vedea când vom studia din octombrie epistola către Romani, exact asta se întâmplă. De la versetul 3, așezarea în viața bisericii, în viața socială, cum ne raportăm la autorități, ce fel de viață ducem în fața semenilor, în fața colegilor noștri. Evanghelia este translatarea Evangheliei în viața de zi cu zi. Faptul că ai răspuns, faptul că ai înțeles, faptul că te-ai conectat, se vede în această traducere în viața de fiecare zi. E ușor să vorbești despre închinare, e mult mai greu să o înfăptuiești. Cineva surprindea foarte bine această înțelegere, un autor celebru fiind întrebat: Domnule, tot ce ne-ați spus e foarte frumos, dar în ce măsură trăiți cu adevărat aceste lucruri? Nu știu ce ai răspunde tu în fața acestei interogații. Acest om a spus: nu vă faceți nicio iluzie, într-o mică măsură, dar suficient pentru a nu fi mândru de tot restul. Ama, la suprafață zici un răspuns inteligent care îl scoate din încurcătura. Dar mie ce-mi place e onestitatea de care dă dovadă. Asta reprezintă pentru mine adevărata închinare. Asta înseamnă închinarea ca mod de viață. Să încerci să integrezi lucrurile, să-i dai voie lui Dumnezeu, să te călăuzească, să îl implici până la urmă pe Dumnezeu în rutina zilnică, ba chiar în fleacuri, în banalitățile vieții de zi cu zi. S-ar putea să fie cheia adevăratei închinări. Nu știu cât de greu ți se pare lucrul ăsta și cât de important, pentru mine s-a dovedit salvator. Gândește-te în munca pe care o desfășori. S-ar putea să te elibereze de stresul pe care îl porți pe umeri la locul de muncă, dar mai mult decât atât, s-ar putea să-ți dea o pace negrăită, nebănuită, în felul în care te raportezi la viață, la situațiile pe care le întâmpini pe parcursul zilei respective. În al treilea rând, închinarea nu-i o zi, ci o viață dăruită lui. Asta e una dintre cele mai mari confuzii. Închinarea asociată cu o zi din săptămână, ziua de duminică. Mergem la biserică, ne închinăm lui Dumnezeu. Cei de la Reset, adolescenții noștri, au avut o tabără pe tema închinării. Și titlul lor este absolut fermecător: Devotat 24/7. Cam aceasta e noțiunea despre care vorbește Apostolul Pavel. Închinarea nu se referă la un ceas, la o anumită zi, la o anumită atitudine, la o anumită componentă, ci pur și simplu privește în integralitate la viață. Viața ta cu toate, cu bune și cu rele, tot ceea ce ai, îi aparține lui Dumnezeu. Ar trebui să fie închinată lui Dumnezeu. Aceasta e perspectiva corectă la care ne cheamă Dumnezeu și pe care ne umbie Apostolul Pavel. Gândiți-vă un pic cât de revoluționar suna pentru vremea respectivă într-o lume înțesată cu zeități și cu temple, cu lăcașuri sfinte. Apostolul Pavel spune: oriunde te afli în trup, ești în închinare. Faci sport, mergi cu bicicleta, ai grijă de copii, faci parte din trupa de închinare, mănânci, îți faci temele pentru școală, știu că nu trebuia să amintesc lucrul acesta, navighezi, dai scroll, îți ajuți părinții, ești în trafic, absolut nu există detaliu care să nu intre sub incidența închinării. Și Apostolul Pavel reiterează lucrul acesta când scrie celor din Corint, în capitolul 10:31, deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva,
să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Nu știu cum ar arăta bisericile noastre dacă fiecare membru ar fi pasionat de această viziune cu privire la închinare. Aducerea trupului ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Să arzi pentru El în toate detaliile vieții. Am constatat că pe lângă alegerea de a te împăca cu Dumnezeu, mai există o alegere importantă, neglijată de foarte mulți. Știți care e această alegere? Alegerea pe care o facem fiecare dimineață. De a crede de la zero tot ceea ce ți-a spus Dumnezeu. Tot ceea ce așteaptă de la tine. Să începi cu El, să îl alegi. Să îți propui să îl urmezi și să asculți de El. După cum știți, lucrurile nu sunt deloc simple în viața bulversantă pe care o trăim fiecare dintre noi. Sunt anumite momente în care imaginea pelicanului, a rănilor din coșul pieptului, e o imagine atât de sugestivă, care te leagă de cruce. Observați până și elementele colțuroase de acolo. Când te uiți, e o figurină atât de echilibrată, atât de așezată. Însă lucrul acesta vine prin durere. Vine prin zdrobire. Un autor celebru spunea, există doar două opțiuni în lumea asta. Avem de ales între cruce și infern. Să nu crezi că în viața de credință nu există durere, nu există suferință, nu există momente trepidante în care te întrebi care e momentul în care plesnesc lucrurile. E, aceasta e perspectiva aducerii trupului ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Până la urmă, observați, crucea nu e o soluție abstractă, ci una extrem de practică la problemele noastre. Ne oferă o cale de salvare și de împăcare cu realitatea. Nu putem uita martirii primii creștini care și-au dat viața pentru Mântuitorul, sau ca să aruncăm doar în urmă cu vreo 30 și ceva de ani cei care au suferit în închisorile comuniste pentru credința lor în Dumnezeu. În viață și în moarte. Asta-i închinarea la care te cheamă Dumnezeu. Creștinul nu are un loc anume, după cum îi spune Hristos femeii, nici pe Garizim, nici acolo. Dacă am putea vorbi de un loc, acela este crucea. Unde viața ți se echilibrează. Unde supranaturalul întâlnește umanul. În al patrulea rând, închinarea nu-i inerție, ci reflecție izvorâtă din recunoștință. Răspunde la pericolul pe care îl sesizează Mântuitorul în Marcu capitolul 7 cu 7. Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Exact aceasta e capcana. Închinarea mecanică, inerțială, obișnuința fără momente de răgaz, de repaus, în care să te gândești, să-ți analizezi viața, să-ți cântărești opțiunile. Dacă există un creștin nominal, există și un închinător nominal. Cineva mărturisea la un moment dat cum convertirea și apropierea de Dumnezeu dintr-o dată i-a furnizat o revelație neașteptată cu privire la multe alte momente din trecut în care l-a văzut pe Dumnezeu cu alți ochi implicat în trecut, în detalii, în aspecte nebănuite pe care nu le-a văzut. Poate că asta înseamnă adevărata convertire. Să vezi cu alți ochi alte experiențe din trecut. Trei lucruri ne izbesc cu o forță de nestăvilit în textul de astăzi. Adorația lui Pavel cu care se încheie la capitolul 11, forma de plural pe care am amintit-o, dovezile nenumărate ale îndurării lui și implicația pentru înnoirea și transformarea minții noastre. Observați, închinarea adevărată reprezintă precursorul înnoirii, gândirii, a transformării noastre interioare. Asta te ține să nu intri în tiparele acestei lumi, să poți discerne voia, valorile lui Dumnezeu și să te ții de ele. Merită amintit finalul capitolului 11. O să vedem când ajungem în Romani. E o parte atât de încălcită încât efectiv îți vine să nu predici din partea asta. Alegerea lui Dumnezeu, Israel, abandonarea pentru o perioadă, aducerea lor, cum rezolvă Pavel toată această dilemă, aceste lucruri de neînțeles, de nepriceput pentru noi. Uitați cum. O
adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Cred că versetul ăsta ar merita o mantră din când în când pe care să o spunem, să o rostim, când ar așeza mult mai bine în realitate, în fața misterului pe care îl reprezintă realitatea. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava. Ce poți să mai adaugi la așa ceva? La această invitație, la acest gest corect, pur de închinare? Favoarea inexplicabilă și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și poate că aici învățăm că închinătorul adevărat este autentic atât în recunoștință, cât și în nemulțumire, în nemulțumirea sfântă. O să vă întrebați, ce-i cu povestea asta de la final? Întrebarea pe care de multă vreme mi-am pus-o în viața spirituală e dacă există loc de nemulțumire în viața unui creștin. Există. Însă nu-i nemulțumirea în care te plângi de alții, ci nemulțumirea în care iei atitudine și începi să îndrepți ce ține de tine. În biserică, la locul de muncă, să pui mâna, să-ți sufleci mâinile și să faci ceva. Să îndrepți puțin lucrurile în dreptul tău. Asta e închinarea adevărată. Recunoștința genuină, însoțită de această nemulțumire sfântă în fața realității, care e debusolantă și care te enervează și te dă peste cap. Poate că asta e soluția și la reconstrucția acestei țări. Cine știe? Și în al cincilea rând, închinarea nu-i senzație. Observați pericolul emoției, a dependenței de senzațional, ci o dispoziție care îți ordonează întreaga existență. Cu alte cuvinte, dacă pui ce trebuie pe primul plan, toate lucrurile se așează la locul lor. Ai observat de multe ori când există armonie, când îl ai pe Dumnezeu, cum parcă toate lucrurile îți merg înspre bine și în alte domenii. Când există un dezechilibru lăuntric, el atrage după sine și alte necazuri și alte lucruri neplăcute în viața noastră. Vorba celebră a Simonei Vei, umilitatea se află în noi, dar ne închinăm în fața unor Dumnezei falși. Închinarea este sădită. Avem un Dumnezeu căruia să-i aducem închinare, cinste, slavă. Nu știu dacă ai remarcat, dar toată discuția despre viața bisericii și a trăirii în cotidian e mediată de cele două versete. E ca o ușă turnantă care te scoate în cotidian, în viața de zi cu zi, în provocările vieții. La începutul anilor 1920, programul zilnic al lui Antonio Gaudi intrase deja într-o rutină imuabilă. Slujba de dimineață, munca la Sagrada Familia, împărtășania și mersul acasă la culcare. Luni, 7 iunie 1926, la 5:30 fix, Gaudi a plecat de la Sagrada Familia ca să parcurgă cei 3 km până la San Felipe Neri. Când a ieșit pe poartă, el a dat ultima dispoziție a zilei. Vino de vreme mâine, Vicente, ca să mai facem niște lucruri frumoase. Urmându-și traseul obișnuit, imediat după ora 6, conform raportului companiei de tramvaie, numărul 30, neputând să încetinească, a lovit ceea ce vadmanul a crezut că este un vagabond biat. S-a făcut o oprire scurtă, vagabondul a fost dat la o parte și tramvaiul și-a văzut mai departe de drum. Doi trecători s-au dus să o ajute pe victima căreia îi curgea sânge din urechi, dar nici unul nu l-a cunoscut pe celebrul arhitect. Acesta nu avea acte la el, iar în buzunare i s-au găsit doar un pumn de stavite și de nuci. Oamenii au încercat de 4 ori
să oprească un taxi, să-l ducă pe Gaudi la cel mai apropiat spital. Dar au fost refuzați de fiecare dată, dacă îți vine să crezi. Ajuns acolo, arhitectul a fost diagnosticat cu multiple fracturi de coaste, contuzii cerebrale și hemoragie auriculară. Nu a fost recunoscut nici aici, iar numele cu care a fost trecut în registru de internări a fost Antonio Saudi. Descrierea care a trezit atenția celor care îl cunoșteau a fost aceasta. Un vagabond, un amărât care suferise un accident de tramvai, care avea o evanghelie în buzunar și pantalonii prinși, coace de siguranță. În cele din urmă, joi, 10 iunie 1926, la ora 5 după amiază, Antonio Gaudi a încetat din viață. Ce mă șochează la felul în care își încheie călătoria acest om al lui Dumnezeu, este că atâta vreme cât știi cine ești înaintea lui Dumnezeu, celelalte nu contează. Nu pot încheia fără să zic ceva din Vechiul Testament despre închinare. Dacă Noul Testament, cel mai revoluționar text, este Roman 12, din Vechiul Testament pentru mine este 2 Samuel capitolul 6. Poate cel mai tulburător text. Este vorba despre mutarea chivotului din casa lui Obed-edom în casa lui David. El apare relatat imediat după instalarea lui David la domnia peste întreg Israelul. Și scoate în evidență una din primele măsuri, pasiunea și devoțiunea lui David sinceră pentru Dumnezeu. Numai că lucrurile nu ies deloc bine pentru David. În mijlocul bucuriei și veseliei, Uza este trăsnit pe loc, întrucât a pus mâna pe chivotul Domnului să nu-l răstoarne boii. Ca cititor din Noul Legământ, nu poți să nu te întreb ce-a fost atât de grav, Doamne, iartă-mă, înaintea lui Dumnezeu, ca să-l omoare pe loc, instantaneu. Nu știu dacă ți-ar mai arde să vii la o astfel de biserică după o asemenea pățanie. David e atât de supărat și îngrozit încât spune, mulțumesc, nu mai vreau ca acest chivot să ajungă la mine. Dar aude că Dumnezeu a binecuvântat casa lui Obed-edom. Și apoi încep evaluările. Ce s-a întâmplat? Unde am greșit? Unde e problema legată de închinare? Ce am înțeles eu din acest tablou? Primul lucru este că nu te poți juca cu sfințenia lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, chivotul avea niște verici prin care trebuiau să treacă niște druci. Ei l-au dus în car, în influența contextuală filistină prin care l-au primit. Era inadmisibil pentru ei să nu aibă o cunoaștere elementară cu privire la lege, cu privire la rânduiala lui Dumnezeu, felul în care leviții trebuia să ducă chivotul și așa mai departe. Și Dumnezeu nu iartă, era fiul de preot, trebuia să știe fiecare ce se întâmplă în situația asta. Asta e mesajul zguduitor. Însă se mai întâmplă ceva. Cea de-a doua procesiune este continuată narativ ca și cum ar face parte dintr-un singur tablou, pentru a înțelege, pentru a vedea coeziunea perspectivei cu privire la închinare. Mical, soția lui David, fiica lui Saul, îl întâmpină când acesta se întoarce de la închinare să-și binecuvinteze familia și îl ia deoparte și începe să-l apostrofeze. Cum s-a făcut de râs în demnitatea lui, în fața poporului, jucând, bucurându-se cu poporul pentru momentul acesta. Prin faptul că cele două procesiuni sunt relatate împreună și fac parte dintr-un singur tablou, mi-a furnizat o revelație formidabilă. Avem două încercări de mutare a chivotului. Prima, un eșec înfiorător. A doua, un succes. Deși nota exuberantă rămâne în ambele, se schimbă totuși ceva. Oare ce? În fiecare episod, un personaj suferă de pe urma acestui moment. Dacă Uza plătește pentru nesăbuința lui, Mical pentru încăpățânarea ei. N-a putut avea copii până la sfârșitul vieții. Unul are parte de o moarte instantanee, cealaltă de o moarte lentă.
Dacă fiul preotului păcătuiește împotriva unicității sacre, fiica împăratului împotriva bucuriei sacre. În timp ce Mical este într-o notă discordantă cu bucuria poporului, Uza cu sfințenia lui Dumnezeu. Dacă pierderea bucuriei este păcatul bisericilor tradiționale, pierderea înfiorării este păcatul bisericilor contemporane. Nu doar irreverența îl înfurie pe Dumnezeu, ci și absența bucuriei. N-am întâlnit în toată lectura Vechiului Testament o lecție mai aspră pentru viața mea lăuntrică. Nu doar irreverența îl înfurie, îl deranjează pe Dumnezeu, ci și absența bucuriei. Observați provocarea, echilibru, echidistanța, înțelepciunea la care ne invită acest tablou. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să reformulez acest adevăr, lucrurile ar suna astfel: închinarea fără bucurie este un chin, bucuria fără sfințire un coșmar. Cum arată închinarea ta și a mea? De ce păcat ne facem vinovați? Oare suntem ucigașii bucuriei sau ai sfințeniei? Iată câteva intuiții practice care merită amintite. Închinarea autentică împletește vechiul și noul. În viața mea n-am cântat imnuri vechi cum le-am cântat la via. De ce au un așa ecou? Pentru că ne arată că închinarea e mult mai variată, mult mai dinamică. În al doilea rând, ea presupune dinamism și introspecție. Adevărata închinare te energizează și îți creează momente de reflecție. Să fii cu gândurile tale, cu inima ta, cu trăirile tale interioare. Cineva vorbea despre o diferență dintre apolinic și dionisiac, cei doi reprezentanți. Prin faptul că trădează cumva în viețile noastre această provocare. Asta e diferența dintre emoție și reflecție pe care ne le creează. Fie idolatrizăm senzația, fie gândul, fie trăim într-o beție a emoției, fie în una a structurilor și a previzibilului. Mai departe, o altă intuiție practică este relația dintre cuvânt și duh. Ele nu merg una împotriva celelalte, ci efectiv cuvântul și duhul se împletesc în mod armonios și ele ar trebui să producă reverență și bucurie în viața noastră a fiecăruia. E un singur citat pe care l-am găsit cu privire la închinare și care mi se pare potrivit. Uitați ce spune William Temple. A te închina înseamnă a-ți sensibiliza conștiința prin sfințenia lui Dumnezeu, a-ți hrăni mintea cu adevărul lui Dumnezeu, a-ți purifica imaginația cu frumusețea lui Dumnezeu, a-ți deschide inima dragostei lui Dumnezeu, a-ți dedica voința scopului lui Dumnezeu. Pot să te întreb ceva? Ce anume lipsește închinării tale din această descriere? Sensibilitatea? Adevărul? Frumusețea? Experiența? Dedicarea? Închinarea fără transformare și bucurie este o travă. Aceasta e concluzia cu privire la perspectiva închinării la care ne cheamă Dumnezeu. Haideți să închidem ochii pentru rugăciune. Închinarea este translatarea Evangheliei, a veștii bune în viața de zi cu zi. Aceasta este definiția închinării pe care ne-a zugrăvit-o Sfântul Apostol Pavel. Cum arată pentru mine o închinare adecvată, rezonabilă?
Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Recunoștință în stare pură, în fleacuri, într-o viață dăruită Lui, în comunitate, în reflecție și sensibilitate, în exclusivitate, în reverență și exuberanță. Oare cum arată închinarea noastră? Cât de mult se apropie de perspectiva închinării?